Aproximativ 50.000 de persoane au participat duminică 23 ianuarie la un protest față de măsurile sanitare din pandemie pe străzile din Bruxelles. Organizatorii manifestației Europeans United au anunțat că vor lansa o petiție prin care cer destituirea guvernului. Protestul a fost marcat de incidente în zona pieței Schumann, unde, potrivit La Libre, au avut loc ciocniri între aproximativ 100 de manifestanți și forțele de ordine, mai notează La Libre. În social media au apărut și imagini cu protestatari spargând geamuri de la intrarea în birourile comisiei europene. Polițiștii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe protestatari. Manifestanții au scandat libertate și au afișat mesaje nu certificatului rușinii și pandemie falsă, dictatura adevărată, în timp ce mărșăluiau. Majoritatea nu a purtat măști de protecție, însă mulți dintre protestatari și-au ascuns chipurile pentru a nu fi recunoscuți.